Vă zic din prima că fac clipul ăsta înainte să văd final din Amphibia, adică urmează să-l văd și o sună dată cu sezonul 3. Dar da, Amphibia s-a terminat și din ce am văzut pe Twitter în ultimele zile, lumea compară finalul din Amphibia cu ce am văzut în Change Your Mind, de exemplu, din Steven Universe. Și da, cred că a fost destul de big așa. Fac și clipuri despre Amphibia aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe în două butoane de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Teen Gameplay, care mă întreabă dacă poate fi pus în următorul clip. Sigur, Teen Gameplay ia locul de la începutul clipului. Despre Amphibia am vorbit așa, cel puțin în ultima vreme, destul de mult. Mi se pare unul dintre cele mai reușite series a celor de la Disney și având în vedere acest final, yep, cred că așa va și rămâne. Ultimul episod, numit The Hardest Thing, a fost și adio-ul seriei și anume finalul la care această serie a ajuns în mod natural după o perioadă de 3 ani. Și da, personajele intră în SSJ 3 mode aici, deci finalul este aproape în totalitate unul full anime. Animația se schimbă mult odată cu acest final și vedem o altă față a celor 3 personaje principale, Anne, Sasha și Mercy. Și ultimul episod are un pace așa mai greoi. Finalul a reușit să fie unul wow și a fost practic adio-ul pe care această serie l-a realizat într-un mod foarte fain, dar și definitiv în același timp. Nevăzând încă finalul, mă bazez doar pe primele două sezoane și vă zic că da, Amphibia este un journey și finalul său este unul care trebuia să vină mai devreme sau mai târziu. Deși la început, în sezonul 1, direcția nu este una atât de clară, lucrurile s-au mai schimbat așa pe măsură ce avansa seria. Iar acum a ajuns la concluzia care trebuia să vină mai devreme sau mai târziu. Dacă nu ai văzut încă Amphibia, uite aici un clip în care îți vorbesc despre primul sezon al seriei. Îți zic aici despre ce e vorba în această serie și poate cine știe o vei urmări. Dă un tap acum pe acest clip.